Am o problemă acasă reală. Și eu am una, tot acasă. Și a... și a ta este mai tânără? Da. Eu n-am știut că suntem atât de pasionați de mâncare. Eu sunt convins că până am scos inelul s-a abținut. Și cred că în curând o să fie ca în filmulețul cu Benny Hill și doamna, știți, care refuză să mănânce orice până la nuntă, când la nuntă e cu două torturi în mână. Pentru că eu am acasă genul gurmand la pătrat. Adică ieri mânca, nu explic ce, oricum nu ceva foarte sănătos, și cânta în timp ce mânca, mă. Cunoașteți acel gen de mâncău? I s-a dat temă lui Vlăduț să ne facă mucenici. Mie mi s-a spus că dacă trece weekendul și nu mâncăm mucenici, sunt, dar nu de ăștia ca în sud, ciorbă, cum zice Vlăduț, deci nu de aia de ei primești la biserică în cană dată de pomană, nu? No. Trebuie de aia, apufoși. Dănuțule, noi nu facem mucenici, că noi am aflat acum de venire la București ce sunt aceia. Păi da, dar ce să fac dacă ne-am înrudit cu Moldova, Răzvan? Trebuie să respectăm tradițiile. Avem tradiție. Păi și cum îi explic eu lui mumă dacă tot ai. Cu greu, Răzvan. Cu greu. O aștept să termine din plâns. Și când se oprește îi spui pe scurt. E prea târziu. E tardiv de târziu. S-ar putea să mă salveze Duță, pentru că a descoperit că în oraș se ține chiar un fel de festival al mucenicilor din toate regiunile, pe toate înțelesurile și pe toate rețetele. Al mucenicilor. Eu văd